Bine v-am găsit, dragii mei iubitori de povești! Sunt Aur, Balaur! Bine ați venit la Povești pentru Copii cu Aur, Balaur! Dacă vă place să citim împreună, nu uitați să vă abonați! Astăzi aș vrea să transmit un salut special fraților gemeni David și Sebastian. Tare îmi pare bine, dragii mei, că vă plac poveștile pe care le citim împreună. Povestea pe care o citim astăzi se numește Ziua când au plecat creioanele colorate. O cărțulie scrisă de Drew Daywalt. Ia să vedem cui îi place să coloreze. Vai, câte mult sunteți! Și mie foarte mult îmi place să desenez și să colorez. Povestea de astăzi este despre un băiețel pe nume Duncan. Într-o zi, Duncan vroia foarte mult să coloreze, dar în loc de creioane a găsit doar un tank de scrisori. De la cine să fie scrisorile oare? Haideți să citim cărțulia împreună și să aflăm. Ziua când au plecat creioanele colorate de Drew Daywalt Într-o zi, la ora de desen, Duncan a vrut să scoată din cutie creioanele de colorat. În locul lor a găsit un teanc de scrisori. Pentru Duncan Salut, Duncan! Sunt eu, creionul roșu. Trebuie să stăm de vorbă mă pui să muncesc mai mult decât toate celelalte creioane ale tale. Cât ține anul, mă consum colorând mașini de pompieri, mere, căpșuni și tot ce mai e roșu. Trebuie să lucrez până și în vacanță. Mă pui să colorez toți moș Crăciunii și toate inimile de Sfântul Valentin. Vreau o pauză. Prea muncidul tău prieten, creionul roșu. Dragă Duncan, ia fi atent aici. Mă bucur că sunt creionul tău preferat când desenez struguri, dragoni și pălării de vrăjitori. Dar mă enervează la culme să văd că atât de mult din splendida mea culoare depășește conturul desenului. Dacă nu încep să colorez imediat în interiorul conturului, o să iau razna de tot. Prea drăguțul tău prieten, creionul mov. Dragă, Duncan, m-am săturat să mi se spună ca feniu deschis sau maroniu pentru că nu sunt nici una, nici alta. Eu sunt bej și mă mândresc. M-am săturat să fiu mereu pe locul doi, după domnia sa creionul maro. Nu mi se pare drept ca maro să coloreze toți urșii, caii și cățelușii, iar eu să nu colorez decât curcani fripți, dacă am noroc, și lanuri de grâu. Spune drept, când ai văzut tu ultima oară un copil bucuros că are de colorat un lan de grâu? Altă prieten bej, creionul bej. Duncan, îți scrie creionul gri. Mă omor cu zile. Știu că îți plac elefanții și știu că elefanții sunt gri, dar ocupă un spațiu prea mare să-l colorez de unul singur. Că să nu mai vorbim de rinoceri, hipopotam și balene cu cocoașă. Tu știi cât sunt de obosit după ce mă ocup de un asemenea monstru? Ce animale mari! Află tu că și puii de pinguin sunt gri, la fel și pietricelele, pietrișul, ce-ar fi să desenești și așa ceva din când în când, să mai respir și eu. Prea obositul tău prieten, creionul gri. Dragă Duncan, coloresc cu mine, dar ce folos? De cele mai multe ori foaia pe care mă folosești are aceeași culoare ca mine, alb. Dacă nu aș avea un contur negru, nici nu ai ști că sunt acolo. Nu apar nici măcar în curcubeu. Sunt bun să colorez numai zăpada sau să acopăr spațiul gol dintre alte desene. Și asta mă face să mă simt, uh, cum să-ți spun eu, gol, pe dinăuntru. Trebuie să stăm de vorbă. Al tău prieten gol pe dinăuntru, creionul alb. Dragă Duncan, nu-mi place deloc când mă pui să fac conturul desenelor. Desene care sunt umplute de alte culori, toate absolut convinse că sunt mai frumoase decât mine. Nu-i drept să mă folosești când desenezi o minge frumoasă de plajă și apoi să faci culorele de pe ea cu toate celelalte creioane. De ce nu desenezi din când în când și în câte o minge neagră? Îți cer poate prea mult? Prietenul tău, creionul negru. Dragă Duncan, în calitate de creion verde îți scriu din două motive. În primul rând, să ți spun că îmi face mare plăcere să mă ocup de crocodili, copaci, dinozauri și broaște. N-am nicio problemă. Și vreau să te felicit pentru strălucita carieră pe care deja ai reușit să ți o construiești în domeniul coloratului lucrurilor în verde. Al doilea motiv pentru care îți scriu sunt prietenii mei creionul galben și creionul orange, care nu și mai vorbesc de ceva vreme. Fiecare crede că el trebuie să fie culoarea soarelui. Te rog, rezolvă această problemă cât mai curând, pentru că cele două creioane ne scot pe noi restul din minți. Fericitul tău, prieten, creionul verde. Dragă Duncan, aici creionul galben. Va trebui să-i spui tu creionului oranj că eu sunt culoarea soarelui. Ea aș spune și eu, dar nu mai vorbesc cu el. Am și dovadă că eu sunt culoarea soarelui. Marțea trecută pe mine m-ai folosit să colorez soarele în cartea ta de colorat ferma fericită. Dacă ai uitat cumva, desenul se află la pagina șapte. n cum să nu mă vezi. Strălucesc cu toată puterea deasupra unui lan galben de grâu. Amicul tău și adevărata culoarea a soarelui, creionul galben. Dragă Duncan, văd că deja a vorbit creionul galben cu tine ciosul de el. Dar ai putea să-i spui, te rog, domnului gură spartă, că nu el este culoarea soarelui. Ea aș spune și eu, dar nu mai vorbim de ceva vreme. Știm amândoi că eu sunt în mod clar culoarea soarelui, pentru că joi pe mine mai folosit să colorez soarele pe două pagini din cartea ta de colorat. O zi la zo, insula maimuțelor și paznic la zo. Scuze pentru deranj, ha! amicul tău și adevărata culoarea a soarelui, creionul oranj. Dragă Duncan, ce lucru minunat să fiu culoarea ta preferată tot anul acesta și tot anul trecut și anul de dinaintea lui. Mi-au plăcut grozav toate oceanile, lacurile, râurile, stropii de ploaie, noi doldura de apă și cerurile senine. Dar vestea proastă e că am ajuns atât de scurt și de tocit încât acum nici măcar nu mai reușesc să văd peste marginea cutiei de creioane. Am nevoie de o pauză. Prea tocitul tău prieten, creionul albastru. Duncan, deci ascută și bagă la ca Nu m-ai folosit nici măcar o singură dată anul acesta. E din cauza cât ți se pare că aș fi culoare de fete, nu-i așa? Și pentru că veni vorba, transmite-te, rog, surioare tale, că îi mulțumesc pentru că m-a folosit să coloreze prințesa cea frumoasă. Cartea ei de colorat și nu a depășit deloc conturul. Ceea ce e o treabă absolut formidabilă, părerea mea. Dar să revenim la problema noastră. Ai putea, te rog, să mă folosești uneori ca să colorez câte un dinozaur, monstru sau cowboy? Zău că nu l-ar strică deloc puțină culoare. Prea nefolositul tău prieten, creionul roz. Ascultă, Duncan, sunt eu, creionul de culoarea piersicii. De ce mi-ai jupuit foița de protecție? Acum am rămas în pielea goală și mi-e rușine să mai ies afară din cutia de creioane. Nici măcar nu am izmene pe dedesubt. Ție cum ți-ar plăcea să te duci la școală în pielea goală? Am nevoie de haine, ajutor, prea dezbrăcatul tău prieten, creionul de a piersicii. Duncan, bietul de el, tare și mai dorea să coloreze. Și își dorea, desigur, să fie fericite și creioanele lui. Și așa i-a venit o idee. Când Duncan i-a arătat doamnei învățătoare noul său desen, doamna i-a dat o diplomă de merit pentru colorat și o steluță de aur pentru creativitate. Ce poveste frumoasă. Dar voi, dragii mei, aveți un creion sau poate mai multe creioane preferate? Aveți grijă să nu se supere și creioanele voastre într-o zi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și ne vedem data viitoare. Pe curând.